Hola! Salut! Știți ce e acesta? Normal că știți, este un bec. Dar oare știți cine a inventat becul? Cum pariu că și asta știți. Thomas Edison, cel mai mare inventator american. Wow! Vă dați seama? Ce invenție, ce inovație a schimbat viața întregii lumi. A făcut-o mai simplă și mai confortabilă. Dar oare știți câte filamente diferite a folosit pentru a ajunge la această invenție? Nu 1, nu 10, nu 100, ci 6.000 de filamente diferite. Iar unul dintre cele pe care le-a încercat a fost confecționat chiar din barba unui dintre angajații săi. Persistă și rezistă, spunea filozoful stoic Epictet. Persistă în eforturile tale și rezistă tentației descurajării. Pornind de la povestea becului lui Edison și a cuvintelor lui Epictet, eu cred că succesul, inovația, realizările importante nu sunt produsul unei scripiri geniale, unei inspirații de moment. Ele, într-adevăr, încep cu o idee, cu o intuiție, dar nu se finalizează fără eforturi susținute. Prea multă lume crede că invenții precum cea lui Edison au fost așa, rezultatul unui fulger interior de inspirație. Lucrurile nu stau deloc așa. Și am să vă dau două exemple în acest sens. Unul din business și unul din istorie. În Silicon Valley, companiile nu lansează în piață versiuni finale ale produselor. Nu lansează produse care se bucură neapărat de succes imediat, ci lansează ceea ce se numește produs minim viabil. Adică un produs cu funcții de bază. Și fac acest lucru pentru a testa răspunsul consumatorului. În cazul unui răspuns sub așteptări, acesta este un prilej foarte bun pentru a îmbunătăți lucrurile cu costuri minime și în timp relativ scurt. De asemenea, istoria ne oferă multe exemple în acest sens. Și pentru azi am ales un exemplu din istoria noastră, istoria românilor. În primul război mondial, armata României a fost învinsă aproape de fiecare dată primul an de confruntări. Și apoi ce s-a întâmplat? Am avut Mărești, Mănășești și Oituz. Românii au blocat înaintarea germanilor în aceste celebre bătălii. Dar, inițial, armata României a fost învinsă pentru că nu avea experiența necesară de luptă și nici organizarea adecvată. Dar, lucrurile s-au schimbat după un an de confruntări. Germanii au spus că România a învățat să lupte. În ambele exemple, a fost vorba de un proces de exersare, îmbunătățire, învățare. Eșecul este combustibil pentru victorii fulminante. Eșecul este o premisă pentru reușită. De aceea, vă invit să urmăm îndemnul lui Epictet, persistă și rezistă, atunci când plecăm pe calea unui obiectiv. Învingătorii își asumă înfrângeri de etapă, perseverează și în cele din urmă ajung unde își doresc. Sper ca mesajul meu să fie aprins un bec în interiorul vostru. Vă mulțumesc!